Știu nu doar cum să intervine la chemări, dar și cum să se protejeze de bolile infecțioase. Vorbim despre cei 200 de polițiști din Chișinău, Bălți și Cahul, care timp de 2 săptămâni au fost instruiți în domeniul prevenirii infecției HIV-SIDA, a tuberculozei și a altor boli infecțioase transmisibile. Și asta pentru că atunci când intervin într-o misiune cu risc sporit de îmbolnăvire să fie protejați pe cât este de posibil. Ceremoniile de înmânare a diplomelor au avut loc în cadrul inspectoratelor de poliție Cahul și Bălți. Aduc ce și-a fost promis, să vă distribuim, deci acela set individual de percheziții plus certificatul de participare la trainingul care a avut loc în dependență când, după grupe, care în mai, care în iunie. Felicitări! Pe lângă diplome, participanților le-a fost distribuit și câte un set individual de percheziție. La final, fiecare polițist a primit câte un certificat de participare și un set individual de protecție. Rucsacul conține 2 recipiente din plastic pentru deșeuri înțepătoare tăietoare, mai multe pungi de ambalare de unică folosință pentru deșeurile infecțioase, lanternă, 2 seturi medicale de prim ajutor, un pachet de mănuși, măști, mai multe dezinfectante. Trainingul la care au participat cei 200 de polițiști a fost organizat cu scopul prevenirii răspândirii bolilor infecțioase în mediul angajaților organelor ordinii de drept, inclusiv sănătate mentală și securitatea ocupațională în exercitarea atribuțiilor de serviciu.